Hei, salut, rămâsândiți și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi voi arăta ceva super, super șmecher. Cum? Nu, de fapt, cum? Vă voi prezenta scaunul meu de gaming care a fost gratis, 100 la mine, atelier, la cât vreți voi, gratis. Și m-am găsit bilare și vouă, pentru că... De ce nu? Așa că hai să vedem. Stați o secundă. Este ceva fața ușii, da? Pe care o știți? Nu scrie acolo. Și în momentul în care intrăm înăuntru, s-a făcut scaunul nostru super super șmecher, care este chiar aici. Pa pa pa. Este scaun de la DX Racer Pro. Este făcut foarte 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 șmecher, făcut din lemn, cu un cadru foarte foarte rezistent, niște materiale foarte foarte confortabile și un spătar aici alegă foarte moale care chiar nu te obosește. Și în spate o pernă care nu avem. Este modelul exclusiv cu care are floricele pe el. Și aici avem mânere foarte foarte rezistente, foarte foarte șmecher, foarte comode. La acest model nu avem roți pentru că nu avem nevoie, are autoderapante. Da, și cam asta este super super mega șmecher scaunul meu. Așa am să aici o poză la spate de aici, cum ar veni. Așa arată. Este foarte, foarte, foarte frumos și foarte confortabil. Chiar vi-l recomand. Da. Cred că o să vă las și link în descriere. Și... Da. Chiar vă interesează cam așa ceva, cam ceva de genul... Stai să o spună. Cam așa ceva. Stau eu pe scaun. E foarte, foarte confortabil, mai ales aici în laterale. Și pe și partea asta cealaltă spate e foarte, foarte moale, foarte, foarte rezistentă. Și cu spatele astea, mama, este super, super șmecher, fraților, super, super șmecher. Acum poate este decorul meu. Da? Și credeți-mă, chiar vi recomand, mai ales aceste perințe la laterală, sunt foarte, foarte comode, stau foarte bine pe el. Și perința, partea de bază, cum ar veni de la scaun, adică partea la care se cufundă, este super, super, foarte mare. Chiar vă recomand acest scaun, este genial, fraților, genial! Și acest spătar... Vedeți, este aici cu modele, chiar îmi place. Și chiar credeți-mă că nu a durat chiar de mult să montez, a venit făcut pe piese, adică tu trebuia să faci, să stai să faci piesele, să le tai, să le înșurubeze, multe chestii foarte greu de ținut minte. Dar cam asta este locul final, cam așa arată, cam așa a ieșit. Scaunul de la DX Racer. DX Racer Pro. Pentru gameri adevărați. Și cam asta a fost clipul. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Încă și abonați și la suma de 600, fraților. Haideți să facem. Eu știu că putem. Eu am fost Dizzy și cam asta a fost episodul. Ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!